drumul pe care îl vom parcurge astăzi va fi cel mai lung și cel mai spectaculos din toate pe care le-am avut până acum în emisiunea Hai la drum. Și asta pentru că vom atinge 8.000 de metri. Da, într-adevăr, în 20 de minute ajungem până la 8.000 de metri și ne și întoarcem. Grozav, nu vă vine să credeți, nu? Nici mie. Dar alături de mine în emisiunea Hai la drum de astăzi este un campion, am putea să-i spunem, un învingător. Este cel mai tânăr român care a reușit să ajungă pe al 6-lea vârf din lume, Cioiu, 8.000 de metri. Este o înălțime grozavă. Salut, Alex, bine te-am găsit. Salut, Sergiu. Alex Găvan este alături de noi în această zi. O zi specială pentru că a venit să ne povestească de cum a fost acolo. Cum a fost acolo sus, cum a reușit el să ajungă până acolo. Alex, înainte să intrăm chiar în subiect, să ne povestești tu cum a decurs toată această acțiunea ta, aș vrea să ne spui sămânța ta de unde este. Am auzit că ești de undeva din zona Făgărașului, adică o zonă de munte, de la poalele muntelui, cel mai înalt masiv din România. De aici a pornit totul. Ne spui mai exact de pe unde? Da, eu sunt din Ceparii de Argeș și asta e o localitate undeva lângă Curtea de Argeș, pe Valea Topologului. Dacă mergi în sus câteva zeci de kilometri, ajungi la Negoiu. Grozav, chiar citeam un articol despre tine, că îți place să, din când în când, când mai ajungi pe acasă, să pleci noaptea, sau ai plecat noaptea printre stele, așa, ca să prinzi răsăritul acolo sus. E adevărat? Am auzit bine? Da, nu neapărat noaptea, și odată o fac din plăcere și a doua oară o fac din trebuință, în sensul că ascensiunile finale în munții mari de obicei încep noaptea și trebuie să fii pregătit în primul rând psihic pentru astfel de aventuri. Alex, ce m-a surprins pe mine extraordinar de tare este că ai o vârstă foarte fragedă, am putea spune, pentru acest domeniu și mai ales pentru o urcare pe un munte atât de mare cum este Cioiu. Adică 8200 de metri nu este deloc o altitudine de ușoară și pentru oricine. Îți trebuie foarte multă pregătire. De când mergi tu pe munte? De la ce vârstă ai început să urci pe munte? Pe munte pot să spun că merg în mod regulat cam din clasa 9. În timpul liceului am fondat și o asociație de turism și ecologie împreună cu niște prieteni din liceu și am fost voluntar la Salvăm Curtea de Argeș timp de 3 ani de zile. Și cât ai fost pe la ei și cât ai avut această organizație care, nu știu, mai este organizația, mai există încă? Încă mai există, chiar o să merg luna viitoare să țin o prezentare despre expediție în fostul meu liceu. În toată această perioadă cât ai fost la Salvamont acolo și în această asociație, mă gândesc că weekendurile erau ocupate cu excursii, nu? Cu excursii pe munte. Da, în general cam 3 weekenduri dintr-o lună le dedicam ascensiunilor pe munte, în special în Făgăraș pentru că era aproape. A început cu Făgăraș, deși este un masiv destul de greu, mă rog, ca și altitudinea este destul de ridicat pentru munții din România. Ai continuat cu ce? Deci după ce ai parcurs munții din zona ta pe unde stăteai tu, care a fost pasul următor? Pasul următor a venit în momentul în care am ajuns în București, am fost student la SEAM, terminat relații internaționale, iar aproape de București, bineînțeles, este Piatra Craiului, sunt Bucegii, este Postăvaru. Am parcurs diverse trasee acolo, ture și trasee de alpinism, împreună cu prieteni pe care i-am cunoscut în București, alături de care este și unul în seara asta, Matei Laudoniu, alături de mine, și o să-l introducem și pe el puțin mai târziu. O să aibă și eu să ne povestească ceva, îmi spune un pic mai devreme. Cât ai stat acolo la București, la facultate? 4 ani de zile, n-a fost oarecum o ruptură pentru tine? Nu știu, muntele, deși era foarte aproape, nu puteai să mergi oricând îți doreai, pentru că era facultatea. Cum le-ai împărțit? Din punctul meu de vedere nu a fost o ruptură, ci chiar am privit-o ca pe o oportunitate, pentru că ajungând în București s-au deschis noi orizonturi, asta mi-a permis să visez la ascensiuni noi. Știu despre tine că tu ești și alpinist, chiar urci pur și simplu pe stâncă. Acum, zilele acestea, chiar ai venit la predeal, ai vrut să faci și reamenajarea unui traseu alpin și să mai faci și ceva cățărări pe aici, nu? Da, probabil este mult spus. Am venit împreună cu încă doi prieteni, cu Matei, așa cum spuneam mai devreme, și cu Ionuț Mânzatu, unul dintre cei mai buni alpiniști de perete din România. De fapt, noi l-am ajutat pe el să reamenajăm câteva trasee din faleza de escaladă de la Belvedere. De fapt, am sosit de acolo acum 30 de minute.
Probabil de asta suntem așa roșii la față. Sunteți în atmosfera subiectului pe care l-am abordat acum. Voi ați, adică tu și cu Sergiu, colegul tău cu care ați urcat pe Ciocoiu, pe Cioiu, ați fost în vara aceasta, ați parcurs tot acest traseu, nu? Când ați fost? În ce perioadă? Da, de fapt, acum puțin mai mult de o lună, chiar pe 2 octombrie 2006, la ora 5:30 atingeam vârful Cioiu la 8201 și întorcându-mă la vârf, aș vrea să fac o precizare, pentru că cred că e important odată față de privitorii noștri și odată față de ceilalți alpiniști în România. Nu sunt cel mai tânăr alpinist care a urcat pe Cioiu. Ascensiunea noastră pe Cioiu a fost a doua ascensiune românească a muntelui. Prima a fost undeva prin anii 90, făcută de Ticu Lăcătușu. Pot să spun că sunt cel mai tânăr alpinist român care a reușit ascensiunea unui munte de 8000 de metri. Deci așa ar fi, cred, cel mai corect. În plus, ce a atras și mai tare atenția asupra voastră, asupra ta, în mod special, este că ai urcat pe acest munte fără rezerve de oxigen. Și asta mi-ai spus mie pentru că așa ți-ai dorit tu, să fie exact cât este normal acolo. Da, asta este un lucru care face parte din filozofia proiectului meu montan, proiectului Cloud Climbing, adică să facem ascensiuni pe munții mari ai lumii fără să folosim oxigen suplimentar și fără să folosim ajutor din partea șerpașilor. Ce am observat în expediție, în Cioiu, că 95% dintre cei care au reușit vârful le-au făcut cu oxigen și cu șerpași. Au fost destul de puține echipe care au plecat acolo ca noi. Fără oxigen. Exact, da. Din foarte multe motive. Odată este, bineînțeles, securitatea, este un plus pe care ți-l dă oxigenul suplimentar. Să urci un vârf de peste 1000 de metri cu oxigen, este ca și cum vârful respectiv ți-l aduce pe la altitudinea de 7000 de metri fără oxigen. Ca și cum l-ai urcat fără oxigen la 7000 de metri. Deci tu ai vrut să-l simți exact așa cum este el, exact la 8200, un metru. Exact, odată că am vrut să experimentez muntele așa cum este, pentru că din punctul meu de vedere, odată, nu mi se pare un lucru etic, okay? un lucru corect să urci un munte folosindu-te de astfel de ajutor suplimentar. Și doi, nu consider că folosind oxigen poți să experimentezi muntele la, nu știu, la adevăratele senzații pe care el ți le poate oferi în momentul în care ajungi în vârf. Pentru că o serie întreagă de procese se produc în corpul tău în momentul în care ești la altitudinea aia și nu folosești oxigen. Pot să spun că mă simțeam puțin drogat. Nu știu cum este să fii drogat, dar presupun că este asemănător. Cioiu a fost, cred, muntele cel mai interesant, cel mai puternic pentru tine, la capitolul sentimente trăite acolo, pe el. Până să ajungi acolo, ce alți munți, alte masive muntoase ai reușit să cucerești? În primul rând, nu cred că am reușit să le cuceresc. Nu cred că am reușit să cucerești Cioiul. Doar l-am urcat și am avut norocul ca muntele să mă lase să îl sui până în creștet. Să cuceresc Cioiul, din punctul meu de vedere, să spun lucrul ăsta, cred că ar fi o mare vanitate din partea mea și, nu știu, invit la dezastru în următoarea expediție dacă spun astfel de lucruri. Cred că tot cel mult ce poți să faci este ca, urcând un munte, eventual muntele ăla din exterior să te ajute să mai cuceresc încă un vârf din tine, din interiorul tău, care, slavă Domnului, în tine sunt mult mai mulți munți și probabil mult, mult mai greu de urcat decât ăștia din afară pe care îi facem noi. Prima expediție am organizat-o în 2004 în Kazakhstan, pe Khan Tengri. Ăsta este un vârf de 7010 metri, este chiar cel mai nordic vârf de 7000 de metri de pe planetă. Tocmai din cauza asta, condițiile de acolo sunt deseori foarte vitrege, este foarte frig. Ruta pe care am încercat eu să urc, ruta de pe partea nordică, este mai dificilă decât cea de pe partea sudică.
doar că este mult mai sigură din punctul de vedere al avalanșelor, pentru că în mare parte urmează linia a două creste. Ce s-a întâmplat în 2004, am avut o problemă cu partenerul meu care a trebuit să se retragă din cauza sănătății, o problemă la gât, în fine, am rămas singur pe munte. Am reușit să urc un vârf de 6130 de metri, Chapaev. Le-am urcat pentru că să pot să urc pe Cantengri pe ruta aleasă de mine. Trebuia prima oară să urc pe vârful ăla, după care coboram într-o șa și asaltul final se făcea din șaua respectivă. Exact. Iar în ziua vârfului, în fine, am dormit câteva nopți într-o grotă în zăpadă. În ziua vârfului, dimineața se anunța promițătoare, dar undeva după 2-3 ore vremea s-a înrăutățit. Au fost niște condiții de whiteout. Ce înseamnă acest whiteout pentru privitorii noștri? Este un fenomen care denumește momentul în care nu mai poți să discerni cerul de pământ. Deci practic nu mai știi unde e cer, unde e pământ. Eu eram pe o creastă, undeva în dreapta mea era peretele nordic Cantengri, care avea 2-3 mii de metri cădere liberă în jos, exact, iar pe partea cealaltă era partea sudică, nu atât de abruptă, dar panta respectivă era extrem de favorabilă declanșării unor avalanșe în momentul în care tu călcai pe acolo, ningea. Așa că a trebuit să iau o decizie, ce fac. Aveam oarecum viziunea ascensiunii cu succes a vârfului, dar ce nu mi s-a întâmplat era, nu mă vedeam pur și simplu în siguranță întors la grota mea, exact, în tabăra 3. Am stat vreo jumătate de oră pe un bolovan să văd ce naiba fac, mă întorc, nu mă întorc, mai continui, nu mai continui. Deciziile într-un astfel de moment sunt extrem de greu de luat. De ce? Pentru că ai muncit, ai visat 2 ani de zile să faci vârful ăsta, ai urcat un munte de hârțoage, de sponsori ca să poți să ajungi acolo, ești atât de aproape de vârf și totuși ceva îți spune să te întorci. Da, în momentul ăsta consider că momentul în care am decis să mă întorc de pe Cantengri probabil a fost cea mai înțeleaptă decizie pe care am luat-o vreodată în toate experiențele mele montane. Deși când te întorci în țară, toată lumea vede doar faptul că n-ai făcut vârful, foarte puțin înțeleg de ce n-ai făcut vârful, dar consider că nu trebuie să demonstrez nimănui nimic, deciziile mele sunt decizii personale, țin strict de securitatea mea, nu mă duc pe munte să mă sinucid, mă duc ca să pot să experimentez niște... Mă până la o plăcere personală. Exact, în altă parte și niciodată, nici pe Cioiu, dacă ar fi fost nevoie, nu aș fi ezitat. Dacă eu nu aș fi simțit că totul este în ordine, nu aș fi ezitat să mă întorc. Da. În 2005, exact, s-a întâmplat ceva în 2005. Expediția din 2004, cred că a fost expediția care, nu știu, cea din 2004 care mi-a cimentat gustul pentru munții de altitudine pentru totdeauna. Nu știu, am rămas setat pe chestia asta. În 2005 am organizat împreună cu Matei, pe care o să-l cunoaștem puțin mai târziu, o expediție în Munții Alpi, pe Mont Blanc, unde am urcat vârful urcând o rută italiană și coborând pe o rută franțuzească. Practic am făcut o traversare a masivului de la sud la nord. Matei o să vă vorbească mai târziu despre niște aventuri de ale noastre acolo. Iar a treia expediție a fost cea de anul acesta pe Cioiu, exact. Au fost trei expediții mari. Sunt convins că ți-ai întâmpinat multe plăceri, dar și foarte multe momente încordate, pentru că nu știați exact ce aveți de făcut. În 2004 mi-ai zis că chiar te-ai întors din drum, pentru că nu erai sigur pe ce urma să se întâmple acolo. O amintire mai neplăcută, să spunem așa, din călătoriile voastre pe munte.
neplăcută în sensul că ne-a fost periclitată viața sau am resimțit-o noi ca neplăcută? Periclitată viața, v-a simțit amenințați de ceva? Ați simțit că, nu știu, aici s-ar putea sfârși ceva? Pot să spun că în aceste trei expediții, în fiecare dintre expedițiile astea am avut niște momente care, în care ai fost undeva... Între viață și moarte. N-aș putea dramatiza chiar așa, dar ai fost... Nu știu, pe o linie foarte, foarte... Ai călcat pe o linie foarte, foarte subțire, care se poate... Poți să cazi foarte ușor într-o parte sau alta. Dar judecând la rece, cred că episodul în care am simțit cel mai mult că cineva acolo sus mă iubește și ne iubește, a fost în noaptea... Și apoi ziua următoare în care am trăit niște experiențe, zic eu, pe care noi nu le prevedeam, pe care am fi spus întotdeauna că, băi, așa ceva nu ni se poate întâmpla nouă pentru că suntem mult prea prevăzători. Dar ce am învățat eu de-a lungul celor câțiva ani în care merg pe munte, de mic până acum, este faptul că oricât ai fi de prevăzător, oricât ai fi de experimentat, exact. Muntele în sine este o entitate atât de complexă încât nu poți să prevezi absolut totul. Există o doză de risc pe care trebuie să ți-l asumi, dar o să las pe Matei aici lângă mine să vorbească despre această trăire. Exact. Matei, te rog frumos, uite, îți dau microfonul ție și te rog să ne povestești. Eu aș spune mai puțin, aș face o afirmație mai puțin politică decât a făcut-o Don Gavani, cum îi spun eu lui Alex, că muntele nu pierde nicio ocazie ca să-ți demonstreze că ești mai prost decât el. Iar noaptea în care am încercat să urcăm Mont Blancul pe glasier din Mont Blanc și pe creasta Turnet, s-a dovedit a fi un exemplu foarte ilustrativ în acest sens. Și anume, eu vedeam Alpii vara ca pe un munte sigur din punct de vedere al avalanșelor. Am plecat la 6 dimineața din Curmaior. Am străbătut un ghețar foarte interesant, glasier du Miaj, și am urcat apoi pe glasier du Mont Blanc și la poalele unui culoar unde ne aflam la 8 seara am decis să continuăm ascensiunea către un refugiu alpin. La 2 noapte eram undeva deasupra culoarului pe care l-am abordat și ne-am dat seama că este destul de târziu și că este cazul să ne întoarcem. Ceea ce am și făcut, numai că la 5 minute, după ce ne-am oprit să ne îmbrăcăm, pentru că urcând mi se făcuse foarte cald și eram mult mai light îmbrăcați și ne-am hotărât să ne îmbrăcăm și într-o secundă a pornit o avalanșă absolut dezastroasă și devastatoare pe vala pe care tocmai urcasem. Începând să coborâm, ne-am dat seama că vala se schimbase radical. Respectiv, tot ceea ce știam noi despre vala aia era schimbat în proporție de 95%. Asta ar fi o problemă. După care am început să coborâm culoarul. Eu am coborât înainte, Alex era în spatele meu, descățărau un horn destul de abrupt, iar eu am alunecat. Eram legați în coardă, evident l-am smuls pe Don Gavani din hornul cu pricina, a plonjat câțiva metri prin aer. Eu m-am oprit, el a venit cu nu știu cât la oră. M-a ferit să nu îmi zdrobească capul cu colțarii și coarda s-a întins evident și am alunecat pe vale împreună vreo 50 de metri. A fost, cred că, singura dată din viață în care am crezut că s-ar putea întâmpla o catastrofă. În mod miraculos sau cine știe, poate, n-aș vrea să jignesc muntele și prefer să spun în mod miraculos, nu să spun că noi am fost foarte pricepuți, ne-am oprit în piolet, ne-am oprit în piolet până la urmă, după care ne-am continuat retragerea de pe munte. Ce vreau să mai spun aici este că ne-am oprit în piolet în același timp. Cred că dacă nu ne opream în piolet în același timp, în mod sigur,
cel care nu s-ar fi oprit l-ar fi tras pe celălalt după el și așa mai departe, iar jos ne-ar fi așteptat niște crevase. Deci nu cred că dacă noi n-am fi reușit să ne oprim în același timp, cred că asta ne-a salvat, faptul că ne-am oprit. Eu zic că ați avut zile și cineva acolo sus v-a iubit și a vrut de fapt să ajungeți, uite, să ajungeți pe Cioiu sau, mă rog, planurile care le mai aveți pentru anii următori. Sunt convins că nu o să vă opriți aici, o să aveți și altele de... S-a terminat noaptea respectivă și tot pe Mateu să-l rog să continue. Ah, mai ai, ia zine. Da, deci după multe ore, având în vedere că am plecat la 6 dimineața din Curmaior și la ora 6 dimineața, a doua zi, eram la poalele culoarului, după experiențele anterior amintite. Fără să dormim. Fără să dormim, am făcut un bivouac de o oră, adică am dormit o oră în zăpadă, după care am început să coborâm și să găsim o variantă sigură de a cobora acel ghețar. Gândiți-vă la un labirint de gheață peste care ninge și toate crevasele sunt acoperite de un strat cât acest pahar de cocktail, să spun cum se cheamă? Așa. Pătrățelul roșu și... Da. Așa, de zăpadă. Am reușit să găsim o variantă de retragere sigură între acest ghețar, care era un imens labirint de crevase acoperite de o zăpadă de 10 cm, astfel încât nu vedeai acele crevase adânci de 20, de 30 de metri sau cine știe. Între acest ghețar și perete era un fel de ghețar acoperit cu pietre pe care am reușit să coborâm și să găsim niște variante destul de ingenioase de rapel, respectiv era destul de greu de găsit un loc unde să amarezi, să pui coarda și să cobori. În final am găsit două pitoane salvatoare, ne-am retras de pe acel ghețar undeva la ora 11 noaptea, eram la Curmaior, în camping unde aveam corturile și restul de echipament. Deci au fost aproximativ 36 de ore de mers în continuu, în condiții de lapoviță, ninsoare. Da, noi uz flasker și aproape hipotermici. Un singur lucru aș mai vrea să completez la ceea ce a spus Matei vis-a-vis de episodul ăsta. Bivouacul l-am făcut la baza culoarului de avalanșe, având sub noi o crevasă. În cazul în care ar mai fi venit încă o avalanșă după, în mod sigur ne-ar fi aruncat o crevasă, deci în crevasă. Deci am hotărât să facem totuși bivouacul pentru că eu, de fapt l-am convins pe Matei în noaptea aia, că în condițiile în care eram atât de obosiți, nu am fi putut să coborâm în siguranță ghețarul. La un moment dat, probabil unul dintre noi ar fi făcut o greșeală, am fi alunecat și probabil s-ar fi întâmplat o nenorocire. Da. Cel puțin eu nu mă simțeam în stare noaptea aia să cobor ghețarul ăla în siguranță.